Spre sfârșitul lui februarie, sosi la Macondo o bătrână cu fața cenușie, călare pe un asin încărcat cu mături. Avea o mutră atât de inofensivă, încât santinelele de serviciu o lăsară să treacă fără nicio vorbă, ca pe un negustor obișnuit care venea din satele de lângă Mlaștini. Se duse direct la cartierul general. Arcadio o primi în localul care odinioară servea drept sală de clasă și care acum era transformat într-un fel de cantonament de ariergardă, plin cu hamacuri înfășurate și atârnate de cârlige, cu saltele îngrămădite în unghiere, cu puști, carabine și chiar cu flinte de vânătoare aruncate grămadă pe jos. Bătrâna luă un aer marțial, salută militărește și își declină identitatea. Sunt colonelul Gregorio Stevenson. Aducea vești proaste. Ultimele focare ale rezistenței liberale, după spusele sale, erau pe cale să fie nimicite. Colonelul Aureliano Buendia, pe care lăsase să bată în retragere în zona Rioacea, îl însărcinase să meargă să-l caute pe Arcadio și să-i vorbească. Trebuia să se predea fără nicio rezistență, punând condiția de a se respecta pe cuvânt de onoare viața și averea tuturor liberalilor. Arcadio îl privi compătimitor pe acel mesager ciudat pe care l-ai fi putut confunda cu o bătrână refugiată. Bineînțeles că aveți asupra dumneavoastră vreun mesaj scris, îi zise el. Bineînțeles, răspunse emisarul, că n-am nimic asupra mea. E ușor de înțeles că în împrejurările actuale nu poți avea asupra ta nimic compromițător. Tot vorbind, își scoase din corsaj și puse pe masă un peștișor de aur. Cred că asta ajunge, zise el. Arcadio constată că era într-adevăr unul dintre peștișorii fabricați de colonelul Aureliano Buendia. Dar cineva putea tot atât de bine să-l fi cumpărat înainte de război, sau să-l fi furat, deci dovada n-avea nicio valoare. Pentru a-și dovedi identitatea, mesagerul ajunse să divulge un secret militar. Mărturisi că pleacă în misiune la Curaçao, unde avea de gând să-i recruteze pe exilații din insulele Caraibe și să-și procure arme și muniții suficiente pentru a încerca o debarcare spre sfârșitul anului. Bizuindu-se pe acest plan, colonelul Aureliano Buendia dorea ca deocamdată să nu se aducă jertfe inutile. Totuși, Arcadio rămase neclintit. În timp ce îi verifica identitatea, îl puse pe mesager sub lacăt și hotărâ să-și apere poziția până la moarte. N-avea să aștepte multă vreme. Veștile despre eșecul liberalilor se precizau de fiecare dată tot mai mult. Spre sfârșitul lui martie, în zori, pe o ploaie timpurie, tensiunea surdă a săptămânilor scurse izbucni brutal printr-un sunet de trompetă urmat de o lovitură de tun care dărâmă turnul bisericii. De fapt, voința de rezistență a lui Arcadio era nebunie curată. Nu dispunea decât de 50 de oameni, prost echipați, cărora li se alocase un maximum de 20 de cartușe de fiecare. Dar dintre ei, foștii lui elevi, atâțați de proclamațiile lui răsunătoare, erau cei mai hotărâți să-și lase ciuruită pielea pentru o cauză pierdută. În mijlocul zgomotelor confuze ale cizmelor, ale ordinelor contradictorii, ale loviturilor de tun care făceau să se cutremure pământul, ale gloanțelor trase brambura și ale sunetelor de trompetă fără sens,
Așa zisul colonel Stevenson reuși să se întrețină cu Arcadio. Scutiți-mă de a muri nedemn în lanțuri în aceste boarfe femeiești, îi zise el, dacă e să mor, să mor în luptă. Izbuti să-l convingă. Arcadio dădu ordin să-i se dea o armă și 20 de cartușe și îl lăsară să apere împreună cu alți 5 oameni cartierul general, în timp ce el însuși, împreună cu statul său major, porni înspre primele linii ale rezistenței. Nu putu să ajungă până la drumul ce ducea spre ținutul mlaștinilor. Baricadele fuseseră distruse și apărătorii se luptau descoperiți pe străzi, mai întâi până la epuizarea rației de cartușe, apoi cu pistolul împotriva puștilor și, la urmă, corp la corp. În fața dezastrului, câteva femei se avântară în plină stradă, înarmate cu bâte și cuțite de bucătărie. În confuzia care domnea, Arcadio dădu nas în nas cu Amaranta, care îl căuta ca o nebună în cămașă de noapte cu două pistoale vechi ale lui José Arcadio Buendía. Îi dădu pușca lui unui ofițer care și-o pierduse pe a sa în cursul unei lupte și se furișă cu Amaranta pe o stradă laterală pentru a o conduce acasă. Ursula aștepta în prag, indiferentă la împușcăturile care deschiseseră o ferestruică în fațada casei vecine. Ploaia încetase, însă străzile erau lunecoase, nămoloase ca săpunul pe jumătate topit și trebuia să ghicești distanțele pe întuneric. Arcadio o lăsă pe Amaranta cu Ursula și voi să țină piept la doi soldați care trăgeau simultan la întâmplare din colțul străzii. Vechile pistoale, păstrate de atâția ani în fundul unui dulap, nu mai funcționau. Făcând scut din trupul ei pentru a-l apăra pe Arcadio, Ursula încercă să-l tragă spre casă. Vino pentru Dumnezeu, strigă. Ajungă-ți cu nebuniile acestea. Soldații ochiră asupra lor. Dați-i drumul acestui bărbat, doamnă, urlă unul dintre ei. Altfel nu mai răspundem de nimic. Arcadio o împinse pe Ursula spre casă și se predă. La scurt timp, după aceea, încetară împușcăturile și clopotele începură să bată. Rezistența fusese zdrobită în mai puțin de o jumătate de oră. Niciunul dintre oamenii lui Arcadio nu supraviețuise atacului, însă înainte de a muri, răpuseseră vreo 300 de soldați. Ultimul bastion fusese cartierul general. Înainte de asalt, așa zisul colonel Gregorie O. Stevenson îi eliberă pe prizonieri și porunci oamenilor săi să iasă și să se bată în stradă. Extraordinara mobilitate și precizia extremă cu care își trase cele 20 de cartușe de la ferestre diferite, creară impresia că localul cazărmii era bine apărat, așa că asediatorii o dărâmară cu tunul. Capitanul care comandase operațiunile a rămas foarte uimit, negăsind pe nimeni printre dărâmături, cu excepția unui singur om în chiloți, mort, cu pușca descărcată, ținută încă de un braț care fusese complet smuls din trup. Avea un păr des de femeie, răsucit la ceafă și prins cu un pieptene, iar de gât purta un scapular cu un peștișor de aur. Capitanul, răsucind trupul cu vârful cizmei pentru a ilumina fața, rămase zăpăcit. La dracu, strigă el. Alți ofițeri se apropiară. Priviți unde și-a găsit să se arate strigoiul ăsta, le zise capitanul. E Gregorio Stevenson. În zori, în urma unui consiliu de război constituit în grabă, Arcadio fu împușcat la zidul cimitirului. În timpul ultimelor sale două ceasuri de viață,
Nu putu înțelege pentru ce-i dispăruse teama care îl chinuise din fragedă copilărie. Nepăsător, fără să-i mai pese să dea dovezi despre noul său curaj, ascultă rechizitoriul interminabil al acuzației. Se gândea la Ursula, care în clipa aceea își bea probabil cafeaua sub castan, împreună cu José Arcadio Buendía. Se gândea la fica lui de 8 luni, care nu avea încă un nume, și la copilul care avea să se nască în august. Se gândea la Santa Sofia de la Piedad, pe care o lăsase în seara trecută sărând un cer pentru dejunul de sâmbătă și se făcu dor de părul ei curgând pe umeri și de genele care păreau false. Se gândea la toți oamenii pe care îi cunoscuse fără sentimentalism, într-un fel de bilanț sever al socotelilor cu viața, și începea să înțeleagă cât de mult iubea, de fapt, ființele pe care le urâse cel mai mult. Președintele Consiliului de Război își începu cuvântarea finală și Arcadio nu-și dădu seama că trecuseră deja 2 ore. Chiar dacă dovezile aduse împotriva acuzatului n-ar fi atât de grave, zise președintele, imprudența criminală și lipsa de răspundere cu care acuzatul și-a împins oamenii să piară inutil ar fi suficiente ca să-i atragă pedeapsa capitală. În școala dărâmată, unde simțise pentru prima oară siguranța pe care ți-o dă puterea, la câțiva metri de încăperea unde cunoscuse incertitudinea amorului, Arcadio găsi ridicol acest formalism al morții. De fapt, moartea nu îl interesa deloc, ci mai degrabă viața, încât atunci când se pronunță sentința, nu încercă un sentiment de spaimă, ci unul de nostalgie. Rămase mut până ce i se ceru să-și exprime ultima dorință. Spuneți-i soției mele, răspunse el cu glas tare, să-i dea fetiței numele de Ursula. Schiță o pauză, apoi întări ce le spuse. Ursula, ca bunica. Și mai spuneți-i că dacă acest copil care se va naște va fi băiat, să-l numească José Arcadio, nu în amintirea unchiului, ci a bunicului său. Înainte de a fi pus la zid, părintele Nicanor voi să-l asiste. Nu mă căiesc de nimic, zise Arcadio, și se supuse resemnat ordinelor plutonului de execuție după ce bău o ceașcă de cafea neagră. Comandantul plutonului, specializat în execuții sumare, purta un nume ce reprezenta ceva mai mult decât o întâmplare. Capitanul Roque Carcinero, măcelarul, în drum spre cimitir, în ciuda burniței persistente, Arcadio observă că la orizont răsărea o zi de miercuri radioasă. Nostalgia lui se risipi odată cu negura și făcu loc unei imense curiozități. Abia în clipa în care îi se ordonă să se așeze cu spatele la zid, Arcadio o observă pe Rebecca, cu părul umed, îmbrăcată într-o rochie cu flori trandafirii, deschizând larg ferestrele casei. Se strădui ca ea să-l recunoască. Într-adevăr, Rebecca se uită cu totul întâmplător în direcția zidului și rămase paralizată de stupoare. Abia putu să reacționeze și să-i adreseze lui Arcadio un semn de adio. Arcadio îi răspunse în același chip. În aceeași clipă țintiră asupra lui gurile înnegrite ale puștilor, iar el auzi cuvânt cu cuvânt enciclicele psalmodiate ale lui Melciade, percepu pașii rătăciți ai Santei Sofia de la Piedad, încă fecioară, în sala de clasă, își simți nasul cuprins de aceeași rigiditate care atrăsese atenția la nările cadavrului lui Remedios. Ah, la naiba,
Mai reuși să gândească. Am uitat să le spun că dacă e fetiță, s-o boteze Remedios. Apoi, înșfăcat dintr-o dată de o gheară care îl sfâșia crâncen, simți din nou acea groază care îl chinuise toată viața. Capitanul dădea ordin să se tragă. Arcadio abia mai avut timp să-și umple pieptul și să-și ridice capul, fără să priceapă de unde putea să curgă lichidul fierbinte care îi ardea coapsele. Bandă de codoși, strigă el. Trăiască partidul liberal! În mai se sfârși războiul. Cu 2 săptămâni înainte ca guvernul să dea anunțul oficial printr-o proclamație răsunătoare, care promitea o pedeapsă nemiloasă pentru promotorii insurecției, colonelul Aureliano Buendia căzu prizonier în clipa când era să atingă frontiera apuseană deghizat în vrăjitor băștinaș. Dintre cei 21 de bărbați care îl întobărășiseră la plecarea în război, 14 muriseră în luptă, 6 fuseseră răniți și unul singur îl mai însoțea în clipa înfrângerii finale, colonelul Herinaldo Marquez. Știrea capturării fu anunțată în Macondo printr-un comunicat special. Ursula îl informă pe soțul ei. Trăiește! Să ne rugăm la Dumnezeu ca dușmanii lui să fie îndurători! După 3 zile de plâns, într-o după-amiază când pregătea o prăjitură cu lapte în bucătărie, îi răsună clar în auz glasul fiului ei foarte aproape. A fost Aureliano, strigă ea, alergând până la castan pentru a împărtăși soțului ei vestea. Nu știu cum de s-a întâmplat minunea asta, însă trăiește și o să-l vedem în curând. O luă ca fapt sigur. Puse să se facă curățenie în toată casa și schimbă așezarea mobilelor. După o săptămână, un zvon, a cărui origine rămase necunoscută și pe care niciun comunicat oficial nu avea să-l confirme, îi adeveri în chip dramatic presimțirea. Colonelul Aureliano Buendia fusese condamnat la moarte și, pentru a servi de exemplu populației, sentința avea să fie executată chiar la Macondo. Într-o luni, la ora 10 dimineața, Amaranta tocmai îl îmbrăca pe Aureliano José, când auzi în depărtare un zgomot confuz de trupă în marș și un sunet de goarnă. Cu o clipă înainte ca Ursula să intre în odaie strigând, iată că-l aduc! Trupa se lupta să stăvilească cu patul armelor mulțimea năvalnică. Ursula și Amaranta se năpustiră până în colțul străzii, croindu-și drum cu coatele și atunci îl văzură. Ai fi zis că e un cerșetor. Îmbrăcămintea era zdrențuită, părul și barba zburlite și umbla de sculț. Călca prin praful fierbinte fără să simtă nimic, cu mâinile legate la spate cu o frânghie pe care un ofițer călare o înodase de arcada șeii sale. Alături de el, la fel de prost îmbrăcat și într-o stare la fel de jalnică, era dus colonelul Marquez. Niciunul, nici celălalt nu erau triști. Păreau mai degrabă tulburați de curajul mulțimii care apostrofa trupa cu fel și fel de insulte. Fiul meu, strigă Ursula în mijlocul tumultului, înghiontindu-l pe soldatul care încerca să oprească. Calul ofițerului cabră. Atunci colonelul Aureliano Buendia se opri, tremurând, se desprinse din brațele mamei sale și o privi cu asprime drept în ochi. Întoarce-te acasă, mamă, îi zise el. Cere învoirea autorităților și vino să mă vezi la închisoare.
O privi pe Amaranta care se oprise nehotărâtă la doi pași în spatele ursulei și o întrebă surâzând. Ce ai pățit la mână? Amaranta își ridică mâna bandajată în negru. O arsură, răspunse ea și oferi pe ursula să nu fie călcată de cai. Trupa se mișcă din nou. O gardă specială îi înconjură pe prizonieri și duse în trap până la cartierul general. Spre seară, ursula se duse la închisoare pentru a-l vizita pe colonelul Aureliano Buendia. Încercase să obțină un permis prin intermediul lui Don Apolinar Moscote, însă în fața atotputerniciei militarilor, acesta își pierduse orice autoritate. Iar părintele Nicanor era reținut în casă din pricina unei febre hepatice. Părinții colonelului Marchez, care nu era condamnat la moarte, încercaseră să-l vadă, dar fuseseră alungați cu patul puștilor. Orice intervenție dovedindu-se imposibilă, convinsă că fiul ei va fi împușcat în zori, ursula strânse într-o bopcea ceea ce voia să-i trimită și se duse singură la cazarmă. Sunt mama colonelului Aureliano Buendia, spuse ea, prezentându-se santinelelor. Acestea îi barară drumul. Oricum, de intrat tot o să intru, îi preveni ursula, așa că dacă aveți ordin să trageți, puteți începe îndată. Îl îmbrânci pe unul dintre ei și pătrunse în fosta sală de clasă, unde un grup de soldați dezbrăcați în pielea goală își ungeau armele. Un ofițer în ținută de război, roșind, cu ochelari, cu lentile foarte groase și cu maniere ceremonioase, concedie cu un gest santinelele. Sunt mama colonelului Aureliano Buendia, repetă ursula. Vreți să spuneți, o corectă ofițerul cu un zâmbet amabil, că sunteți mama domnului Aureliano Buendia? Ursula a recunoscut după tonul afectat al cuvintelor cadența tărăgănată a oamenilor din stepă, așa numiții caciacos. Cum doriți, domnule, admisea, numai să-mi îngăduiți să-l văd. Existau ordine superioare care interziceau vizitarea celor condamnați la moarte, însă ofițerul își asumă răspunderea de a-i acorda o întrevedere de 15 minute. Ursula îi arătă conținutul boccelei pe care o adusese. Rufărie curată de schimb, ghetele pe care le purtase la nuntă și prăjiturile cu lapte pe care le pusese deoparte pentru el din ziua în care avusese presimțirea reîntoarcerii lui. Îl găsi pe colonelul Aureliano Buendia în încăperea cu butucul, întins pe un pat de campanie, cu brațele desfăcute, deoarece făcuse gâlci la subțior. I se îngăduise să se bărbierească. Mustața groasă cu vârfurile răsucite făcea ca pomeții să fie și mai proeminenți. Îi păru ursulei mai palid decât în clipa plecării, puțin mai înalt și mai singurat ca oricând. Era la curent cu cele mai mici amănunte întâmplate acasă, sinuciderea lui Pietro Crespi, tirania lui Arcadio și executarea lui, nepăsarea lui José Arcadio Buendia sub castan. Știa că Amaranta își consacrase văduvia feciorelnică creșterii lui Aureliano José și că acesta începuse să dea dovadă de o judecată foarte sănătoasă, că citea și scria în același timp în care învăța să vorbească. Din clipa în care intrase în odaie, ursula se simți intimidată de maturitatea fiului ei, de aura lui de superioritate, de autoritatea strălucitoare care emana din el. Se arăta surprinsă că era atât de bine informat. Știi că sunt ghicitor, zise el glumind.
și adăugă vorbind serios. Azi dimineață, când m-au adus, am avut impresia că am mai trecut cândva prin toate acestea. Într-adevăr, în timp ce mulțimea tuna la trecerea lui, el rămânea absorbit de gânduri, mirat să vadă cât de mult îmbătrânise satul într-un an. Migdalii aveau frunzele toate strențuite, casele zugrăvite în albastru, apoi zugrăvite în roșu și din nou în albastru, ajunseseră să capete o culoare nedefinită. Ce să-i faci? Suspină Ursula. Vremea trece. E adevărat, recunoscu Aureliano, însă nu chiar atât de repede. În felul acesta, întrevederea atât de mult așteptată, pentru care amândoi pregătiseră întrebările și prevăzuseră chiar și răspunsurile, redeveni conversația cotidiană din totdeauna. Când Santinela anunță sfârșitul întrevederii, Aureliano scoase de sub salteaua patului de campanie un sul de hârtii udate de sudoare. Erau versurile sale, cele pe care îi le inspirase Remedios și pe care le luase cu sine în clipa plecării și cele scrise după aceea în răgazurile întâmplătoare ale războiului. Făgăduiește-mi că n-o să le citească nimeni, îi zise el. Chiar din seara asta prinde focul cu ele. Ursula îi făgădui și se ridică pentru a-i da o sărutare de adio. Ți-am adus un revolver, șoptia. Colonelul Aureliano Buendia se asigură că Santinela nu era de față. N-am ce face cu el, răspunse în șoaptă. Dar dă-mi-l, s-ar putea să te controleze la ieșire. Ursula scoase de la piept revolverul, iar el îl strecură sub salteaua patului de campanie. Și acum, încheie el, întărindu-și calm glasul, nu-mi spune adio, nu te ruga de nimeni și nu te umili în fața nimănui. Închipuie-ți că m-au împușcat de mult. Ursula își mușcă buzele să nu plângă. Puneți pietre calde la subsol, îi zise ea. Se întoarse și părăsi încăperea. Colonelul Aureliano Buendia rămase în picioare, îngândurat, până ce ușa se închise. Apoi se culcă din nou, cu brațele depărtate, încă din cea mai fragedă adolescență, când începuse să fie conștient de presimțirile sale. Îți spunea că moartea îi se va vesti printr-un semn anume inechivoc și irevocabil, dar acum mai erau câteva ceasuri până să moară și semnul tot nu se arăta. Odată, o femeie foarte frumoasă pătrunsese în cartierul său general de la Tucurincea și ceruse voie santinelelor să-l vadă. Au lăsat-o să treacă, cunoscând fanatismul unor mame care își trimiteau fiicele să se strecoare în așternutul celor mai faimoși războinici pentru a se îmbunătăți rasa, cum pretindeau ele. În noaptea aceea, colonelul Aureliano Buendia tocmai termina poemul cu omul rătăcind prin ploaia vijelioasă când tânăra fată intră în odaie. Îi întoarse spatele pentru a strecura foaia de hârtie în sertarul în care își încuia poemele. Atunci o simți. Fără a-și întoarce capul, apucă pistolul care era în sertar. Nu trage, te rog, îi spuse el. Când se întoarse spre ea, cu pistolul îndreptat asupra ei, tânăra fată coborâ arma și nu mai știu ce să facă. În felul acesta reușise să dejoace 4 din cele 11 atacuri săvârșite împotriva lor. În schimb, nu reușise să o prindă pe aceea care se infiltrase într-o noapte în cartierul general al revoluționarilor din Manaure și îl asasinase cu lovituri de pumnal pe prietenul lui cel mai bun,
pe colonelul Magnifico Vispal, căruia îi cedase patul de campanie pentru a se doftorici de febră. În aceeași încăpere, la câțiva metri doar, dormind într-un hamac, el nu-și dăduse seama de nimic. Strădaniile depuse de el pentru a-și sistematiza presimțirile erau inutile. Acestea se înfățișau dintr-o dată, într-o străfulgerare de luciditate supranaturală, ca tot atâtea clipe de certitudine absolută și efemeră, însă insesizabile. Uneori erau atât de firești, încât nu le recunoștea drept prevestiri decât după ce se îndeplineau. Alteori erau clare și precise, dar nu se împlineau. Adesea nu erau decât niște accese vulgare de superstiție. Dar când a fost condamnat la moarte și când i s-a cerut să-și exprime ultima dorință, nu a avut nicio dificultate să recunoască presimțirea care inspiră răspunsul. Cer ca sentința să fie executată la Macondo, zise el. Președintele tribunalului se supără. Nu face pe șmecherul Buendia. Asta nu-i decât o stratagemă pentru a câștiga timp. Sunteți liber să nu o îndepliniți, răspunse colonelul, dar este ultima mea dorință. De atunci presimțirile îl părăsiră. În ziua în care Ursula îl vizită la închisoare, după ce reflectase multă vreme, ajunse la concluzia că moartea poate că nu îi se va vesti de data aceasta, deoarece nu mai atârna de hazard, ci de hotărârea fermă a călăilor săi. Petrecu noaptea fără să-i vină somnul, chinuit de durerile de la subsori. Cu puțin înainte de zorii zilei, auzi pași pe culoar. Vin, își zise el, și se gândi fără motiv la José Arcadio Buendia, care în aceeași clipă, în lumina lugubră a zorilor, sub castan, se gândea la el. Nu era frică, nu simți nicio nostalgie, ci o furie fizică la gândul că moare de o moarte artificială, că nu poate cunoaște sfârșitul atâtor lucruri pe care le lasă neterminate. Ușa se deschise și santinela intră, aducând un castronaș de cafea. În ziua următoare, la aceeași oră, era tot în locul acela, tunând de durerea de la subsori, și se petrecu exact același lucru. Joi împărți cu santinela prăjiturile cu lapte, își îmbrăcă hainele curate, care îi rămăseseră strâmte, și își încălță ghetele lăcuite. Vineri încă nu-l împușcaseră. De fapt, nimeni nu îndrăznea să execute sentința. Ostilitatea satului le dădea de gândit militarilor că executarea colonelului Aureliano Buendia va avea consecințe politice grave, nu numai la Macondo, ci în tot ținutul mlaștinilor, încât se consultară cu autoritățile din capitala provinciei. Sâmbătă seara, în timp ce aștepta un răspuns, capitanul se duse la Catarino împreună cu alți ofițeri. Nu se găsi decât o singură femeie și aceasta silită cu amenințări care să îndrăznească să-l conducă în camera ei. Ele nu vor să se culce cu un bărbat despre care știu că va muri, îi mărturisia. La drept vorbind, nimeni nu știe cum se va întâmpla aceasta, însă toată lumea vorbește că ofițerul care îl va împușca pe colonelul Aureliano Buendia, ca și soldații din plutonul de execuție, vor fi unul câte unul asasinați fără milă, mai curând sau mai târziu, chiar dacă se vor ascunde la celălalt capăt al lumii. Capitanul Carnicero vorbi cu ceilalți ofițeri,
care le povestiră superiorilor lor ierarhici. Duminică, deși nimeni nu dăduse acest lucru în vileag și deși niciun fapt de arme nu tulburase liniștea aparentă a zilelor din urmă, întregul sat știa că ofițerii erau hotărâți să se sustragă sub tot felul de pretexte de la răspunderea execuției. Prin curierul de luni sosi ordinul oficial. Execuția va avea loc în 24 de ore. În seara aceea, ofițerii aruncară într-un chipiu 7 bilețele pe care scriseseră numele și soarta nemiloasă a capitanului Canisero îl făcu să tragă biletul câștigător. De ghinion n-ai cum să scapi, zise el cu o profundă amărăciune. M-am născut copil de târfă și mor copil de târfă. La ora 5 dimineața îi desemnă pe oamenii plutonului de execuție prin altă tragere la sorți, le porunci să se adune în curte și se duse să-l scoale pe condamnat cu o frază premonitorie. Haide, Buendia, îi zise el, ne-a bătut ultimul ceas. Va să zic că asta era, răspunse colonelul. Tocmai visam că mi-au plesnit abcesele. De când știa că Aureliano va fi împușcat, Rebecca Buendia se scula la ceasurile 3 în fiecare dimineață. Stătea în odaia cufundată în întuneric, supraveghind prin fereastra întredeschisă zidul cimitirului, în timp ce patul pe care stătea se zguduia din pricina sfărăiturilor lui José Arcadio. Toată săptămâna aștepta în felul acesta, cu aceeași încăpățânare ascunsă, pe care o arătase odinioară, așteptând scrisorile lui Pietro Crespi. N-au să-l împuște aici, îi spunea José Arcadio. Au să-l împuște la miezul nopții și în interiorul cazărmii, ca nimeni să nu știe cine a făcut parte din Pluton, și pariez că o să-l îngroape acolo. Rebecca însă continuă să aștepte. Sunt atât de tâmpiți încât au să-l împuște aici, răspundea ea. Era atât de convinsă încât prevedea și modul cum va deschide ușa pentru a-i spune adio cu un gest al mâinii. N-au să-l poate pe străzi cu cei 6 soldați tremurând de spaimă, știind că oamenii sunt gata de orice, stăruia José Arcadio. Indiferentă față de raționamentele soțului ei, Rebecca își continua pânda la fereastră. Ai să vezi că sunt atât de tâmpiți să fac asta, zise ea. Marți, la ora 5 dimineața, José Arcadio își băuse cafeaua și dezlegase câinii, când Rebecca închise fereastra și se prinse de capul patului ca să nu cadă. Îl aduc, suspină ea. Cât este de frumos! José Arcadio se duse la fereastră și îl zări, tremurând în lumina îndoielnică a zorilor, îmbrăcat în niște pantaloni care fuseseră ai săi în tinerețe. Era acum cu spatele la zid, cu mâinile în șolduri, din pricina umflăturilor arzânde de la subsori, care îl împiedicau să-și coboare brațele de-a lungul trupului. Să te zbați atâta, murmura colonelul Aureliano Buendia, să te zbați atâta, pentru ca până la urmă 6 pederaști să te doboare fără să poți face ceva. O repeta cu o obstinație care putea fi luată drept fervoare și capitanul fu emoționat, deoarece credea că se roagă. Când oamenii Plutonului îl ochiră, acea obstinație luă o consistență vâscoasă, cu un gust amar, care-i amorții limba și îl sili să închidă ochii.